Băi, salutare toată lumea și bine v-am regăsit! Astăzi o să prezentăm un site de hosting foarte bun și ieftin din România. Este vorba despre site-ul technichost.biz. L-ați văzut cam în fiecare videoclip de al meu, avem intro cu technichost.biz. V-am zis, este un site de hosting pentru servere de CS1.6, GTA și o să vă arăt eu pe parcursul acestui episod. Avem aici prima pagină a site-ului. Vedeți aici foarte frumos, technichost.biz, arată super tare. Haide să dăm comandă de un server de CS1.6 să vadă care este treaba. Avem aici servicii, domenii, financiar, asistență, tichet, ce vreți voi. Puteți să-l dați și pe limba română sau pe engleză, ce vreți voi, o să-l dăm pe română. Să dăm comandă nouă de un server de CS1.6. Vedeți aici Counter-Strike Game Server. O să ne luăm pe Franța, deci serverul este pe Franța. Hai să dăm acum comandă de server. O să ne punem, 24 de playeri, 1000 de FPS-uri pe Franța. Aici este, sunt informații suplimentare, nu trebuie să vă puneți neapărat. Vedeți aici, aveți acces GMCP, FTP și aveți aici toate beneficiile. Dăm continuare. Ok, și am ajuns pe această pagină unde, foarte important, puteți folosi codul HALO pentru 15% reducere. Vedeți, s-au scăzut 1,35 euro din plată, dăm finalizare comandă. Aici vă puneți voi adresa voastră și tot ce vă trebuie. Dăm aici că am citit termenii, sunt de acord și cu termenii și condițiile. Parcometri, ce sunt astea, măi frate? Confirmați. Bun, și acum o să plătim, vedeți, 7,65 de euro și dăm finalizare comandă. După care o să mergem aici și vedeți aici avem un serviciu. Putem să intrăm acum în GameKP fără nicio problemă. Login to GameKP, ne se încarcă serverul după cum puteți vedea. Și acesta este serverul, este on. Avem aici ceva unic. Dacă mergem la Service Add-ons, puteți să vă puneți baza de date automată. Dăm aici Install, Yes și Continue. Și aveți baza de date, foarte frumos. Acum o să intrăm puțin pe server să vedem care este treaba. Ok, am intrat pe server, băieți, după cum puteți vedea. Este același server. Puteți să verificați IP-urile, am dat connect. După cum puteți vedea, acolo avem 600 de FPS-uri, 400, bine, sunt și singur pe server. Serverul este default, dar, na, vedeți și voi cum se mișcă. Eu zic că sunt foarte multe FPS-uri, serverele sunt pe Franța, sunt din Franța, deci, da, oricum se mișcă foarte bine. Dacă acolo arată ping-ul 50, mie mi se mișcă de ping 1, frate, sincer. Nu știu cum se vede pe video, dar se mișcă impecabil. Haideți să dăm o comandă și de un VDS. Dăm aici comandă nouă. Avem aici KVM Xeon VDS. Dacă nu știți ce este VDS-ul, este un server privat cu acțiuni multiple și este mult mai performant față de un VPS normal și ai acces full la el. Ok, dacă dăm aici comandă acum, aici vă puneți hostname-ul VDS-ului și parola VDS-ului. Vedeți aici că este pe locație Germania, 3 euro lunar. Dacă dăm continuare, putem să folosim și aici codul HALO, dăm validare cod și aveți o mică reducere. La fel aici vă puneți adresa și tot, dăm aici că am citit termenii și condițiile, imaginile cu semafoare, dăm confirmați și ar trebui să avem VDS-ul, îl vedeți aici, este activ și aici aveți control asupra VDS-ului, vedeți aici ce vreți voi, îl reinstalați, faceți ce vreți, este activ, asta este, băieți, cu opțiuni de configurare, ok. Și de asemenea avem și domenii, dacă mergem aici la domenii și vrem să înregistrăm un domeniu nou, de exemplu vreau să-mi pun numele site-ului halogenh.ro, o să dăm căutare și vedem că site-ul halogenh.ro este disponibil, dar costă 6,99 de euro. Cu 6,99 euro eu o să pot să-mi fac un site cu numele halogenh.ro. Vedeți aici toate domeniile, .com 8,79 euro, .ro, .eu și .info și toate cele, puteți să intrați pe site. O să aveți link în descriere oricum către tot ce vă arăt eu aici. Din câte știu eu, site-ul este foarte legit, cu servere de calitate, adică nu o să aveți probleme. Vedeți aici că sunt și GTA Game Server. Treaba cu GameCP-ul de la CS1.6 este aceeași cu GTA-ul, dacă nu mă înșel. Aveți și la Metin 2, de asemenea puteți să vă cumpărați de aici dacă vreți. Găzduire web și tot ce aveți nevoie. Au băieții și o aplicație, o aplicație pe telefon, nu este încă pe App Store și pe Magazine Play. O să vă las un link în descriere către aplicație dacă vreți să o încercați.
puteți să intrați acolo să vedeți. Și da, mă băieți, cam asta este treaba și cu acest site, technicos.biz, este un site de încredere. Sunt într-un parteneriat cu el de vreo câțiva ani, dacă nu mă înșel. Așa că, dacă vreți să vă comandați un cost bun și ieftin pentru serverul vostru de CS16 sau un VDS sau GTA server, puteți să apelați oricând la Technicos. Dacă nu vreți, fie pe Olanda sau Germania sau Franța, puteți să vorbiți cu fondatorul site-ului și să vi-l facă pe România. Deci da, băieți, ăsta este și site-ul. O să vă las link în descriere către site și către aplicația pe care o puteți descărca. Și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, am fost Halogen. Pa, pa!